Autoritățile din România declară război oamenilor care încă au locuințe cu toaletă în fundul curții. Ministerul Dezvoltării a cerut informații de la primărie și a transmis că persoanele care nu își achită suma ce le revine pentru racordarea la canalizare vor fi amendate cu până la 4.000 lei. În cel mult 3 luni, acolo unde există canalizare, trebuie să dispară toaleta din curte. De sancțiuni ar urma să scape doar cei fără posibilități financiare. În cazul lor, costul branșării ar urma să fie suportat integral de autoritățile locale. În fața unei astfel de solicitări, există și autorități locale care se opun. Este și situația în care se află Husnicioara, o comună la cârma căreia se află un primar aflat în opoziție și unde Ministerul Dezvoltării nu a aprobat proiectul ce vizează aducțiunea sistemului de canalizare. Noi ne ducem ca oate și depunem niște proiecte. Domnule, n-am canalizare, depun. Nu-mi finanțează proiectul și după vine și spune te sancționez pentru că n-ai canalizare. Și la fel, Apele Române nu-ți mai emit autorizație de gospodărire a apelor dacă n-ai stații de epurare cu canalizare. Pe fonduri europene nu putem, că suntem o comună mică, nu ne încadrăm, nu suntem eligibili. Ce să vă spun? Sunt niște lucruri care se bat cap la cap. Eu cred că guvernul ar trebui să vină cu niște politici publice foarte clare. Dom'le, aloc bani să se bucure fiecare comună, să aibă șansa să înființeze sistem de canalizare, iar apoi primarii care nu fac demersurile să fie sancționați. Deși suntem în 2019, în Husnicioara de abia acum se introduce sistemul de apă, după 10 de ani de nepăsare a fostelor conduceri ale primăriei. Vestea îi bucură nespus pe oameni, căci așteptau de ani de zile o astfel de investiție. Mai avem un buldozer, să zic. Da, și partea asta sunt oameni. Maestru și cu valoare. Ceva frumos, ceva bun, ceva normal, foarte bine. Noi și așa suntem, vai de mamă și de-o mea, uitați, cu bidoanele cărăm apă, tocmai de aici, la fântâna asta, cărăm apă cu bidoanele, uitați, stăm cu gălețile cu ăsta, nu avem apă, asta ne este strict necesar. Avem și noi vite, avem animale, avem păsări, avem... Cărăm apă cu bidoanele de câte 100 de kilograme ca deci să... Deci aveați nevoie foarte mare. Foarte, foarte mult. Avem. Foarte, foarte mult. Nu că nevoie. Și sunteți mulțumiți acum că foarte au început lucrurile. Foarte mulțumit. Cum mi se pare că în sfârșit veți avea apă? E super. E un lucru bun? Da, da. Nu așteptați de mult această investiție? Da. De ce ați mai avea nevoie aici? De drum, Petru, de... Se îndrepte drumul. Dar cum vi se pare că merg lucrurile în Husnicioara în ultima... Nu, când a început, e început bine. E foarte. Așa ce să mai... De când am venit aici, de la pensie, că... De și 18 ani avem, de când am venit. Și cum se pare că au început să se miște lucrurile în ultima perioadă în Husnicioara sau... E, așa. Mai cam el cu, da... Niciodată nu-i prea târziu. După implementarea acestui proiect o să aibă 90% din locuitorii comunei apă curentă. Eu zic că în anul 2019 e important să ai apă, având în vedere că aici nu prea stau bine oamenii nici cu apa. Adică apa e foarte puțină, fântânile sunt la o distanță foarte mare de ei, populația e îmbătrânită. Eu cred că merităm să avem apă la robinet și la țară. Ce a însemnat să luați aceste investiții de la zero în anul 2019? Muncă, implicare, efort și sunt multe de făcut în continuare. Așadar, într-o comună în care de-abia în 2019 lucrurile încep să se miște, este extrem de greu ca visurile mărețe ale autorităților de la București să prindă contur în teritoriu. Desigur, realitatea din birourile confortabile din capitală este puțin diferită de viața de la sat, acolo unde chiar și în secolul 21, WC-ul din fundul curții rămâne emblema peisajului rural românesc, mai ales că în multe localități nu există rețele de canalizare. Cele mai recente date ale Institutului Național de Statistică arată că 10 milioane de români au toaleta în curte și se spală la lighean.